Există diferențe între rinoplastia la femei și rinoplastia la bărbați? Da, există diferențe semnificative, atât în ceea ce privește tehnicile chirurgicale, cât și așteptările estetice. 1. Aspecte estetice diferite. Idealurile estetice pentru nas diferă între genuri. Femeile preferă un profil mai delicat și rafinat, cu un vârf mai ascuțit și ușor ridicat, pentru un aspect feminin. Bărbații pot prefera un nas cu dorsum drept și un vârf mai puțin proeminent, pentru a păstra caracteristicile masculine. 2. Structura și grosimea pielii. Bărbații au în general pielea mai groasă și mai sebacee în zona nasului, ceea ce poate afecta vindecarea și modul în care se așează pielea postoperator. Tehnicile chirurgicale sunt adaptate pentru a obține conturul dorit, având în vedere aceste diferențe. 3. Scopul și așteptările. Femeile pot căuta modificări mai estetice, în timp ce bărbații doresc adesea îmbunătățiri care păstrează trăsăturile naturale și proporționale. 4. Tehnici chirurgicale. Chirurgii adaptează tehnici utilizate în rinoplastie pentru a se alinia cu caracteristicile specifice ale fiecărui gen, maximizând rezultate naturale și reducând timpul de recuperare. Follow dacă vrei să știi totul despre operațiile estetice.